Da, este vorba în primul rând de o mică parte din colecția doctorului Shoshinath Beyla, născut la Satu Mare, medic la Baia Mare, medic radiolog la Baia Mare, o mare perioadă de timp, de fapt până la sfârșitul vieții, și un mare colecționar și un mare pasionat de arheologie. Alminteri însă, spre deosebire de marea parte a colecției domniei sale, care este legată de tematica medicală, pornind de la monede antice până la medalii și insigne cu temă medicală până în zilele noastre, evident că partea de obiecte sau de bunuri culturale, mobile, arheologice, este mult mai mică. De fapt, este vorba de 239 de piese achiziționate din colecția colecționarului de care vorbeam înainte. În primul și în primul rând ar trebui să remarc faptul că doctorul Shoshinath Beyla a participat pe șantierele arheologice de la Parța împreună cu profesorul Gheorghe Lazarovici, de unde a colecționat din cercetări de suprafață, din arealul unde se făceau săpăturile, numeroase piese de piatră, fie realizate din piatră cioplită, cum sunt cele de silex și obsidiană, fie din piatră șlefuită, topoare cu gaură de înmănușare și așa mai departe, și diferite piese de ceramică pe care tot domnia sa le-a și restaurat. Acum, dintre piesele mai importante, aș remarca un vas antropomorf, un capac de vas antropomorf de altfel, și câteva amulete pandantive care se pot observa în vitrina din spatele meu. De asemenea, din zona de reședință, de naștere a domniei sale, sunt de remarcat câteva piese și de ceramică care aparțin culturii otomani, marelui complex otoman Fuzeshaban, din zona Salonta, Bihor și parte din Satu Mare, care țin de cultura otomani, cum am zis înainte, undeva între 2200-1550 înainte de Hristos, care țin de epoca mijlociei a bronzului, dar și foarte multe obiecte de bronz din epoca târzie a bronzului, numeroase brățări, verigi de picior, inele, lame de fierăstrău, lame de topor și așa mai departe, dar și câteva vase, două vase întregi care țin de cultura noua, tot din epoca târzie a bronzului. Nu în ultimul rând, în colecția domniei sale am aflat și câteva obiecte realizate din lut ars, în mod special ceramică, descoperită în Pontul Euxin, din vechile colonii grecești, atât de la Histria cât și de la Calatis. Domnia s-a adunat în condiții care nu ne sunt cunoscute, are câteva vase întregi, între care remarc acum un gutus, un cârlig de pescuit și câteva statuete de epocă greco-romană, ca să spun așa. O mare parte a colecției sale de arheologie însă are legătură și cu Transilvania, în sensul că sunt foarte multe fibule de epocă romană, dar și alte ustensile folosite la scris, cum sunt stilusurile sau ace, dar în mod special fibule și o paițe de epocă romană, secolul 2-4, care foarte probabil au locul de proveniență în Transilvania. De fapt, cu puține excepții, în afară de faptul că știm că între 1977-1981 a participat cu Gheorghe Lazarovici pe șantierele de la Parța, pentru celelalte descoperiri există totdeauna, unde nu are dumnealui făcute mențiunile, există un dubiu legat de locul de proveniență al pieselor. Dar, ca și orice colecționar pasionat de diferite tipuri de piese și cunoscându-le valoarea, evident că dumnealui le-a achiziționat. Acum, n-ar fi mare lucru ca o mare parte din, sau o parte din fibulele de epocă romană, cum am spus înainte, să fie cumpărate din altă parte sau colecționate din altă parte decât Transilvania, pentru că ele, așa ca și Imperiul Roman, s-au întins pe un areal foarte mare ca să putem noi să determinăm acum locul de proveniență. Sunt însă de remarcat câteva aspecte legate de colecția doctorului Shoshinath Beyla, în primul rând acribia cu care a sistematizat toate
obiectele pe care le-a achiziționat și modalitatea de păstrare cu inventar, cu tot ceea ce ține chiar de organizarea unui muzeu. Da, de ceea ce mi-aduc eu aminte cu plăcere întotdeauna despre această colaborare cu doctorul Șoșina Ghidela, pentru că a fost un om extraordinar, un ca și om, vreau să spun, am văzut pasiunea întruchipată în dumnealui, deci o asemenea pasiune care caracterizează pe toți colecționarii, dar poate pe dumnealui un pic mai mult decât pe alții. De aceea și lărgit pasiunea și în alte direcții decât medicina. Acasă la dumnealui, acolo de foarte multe ori, am luat piesă de piesă, înainte, deci, pasul pe care l-ați amintit acum, privind achizițiile, de fapt, în timpul vieții dumnealui s-a făcut ofertă, prima ofertă, care cuprindea, în principal, atunci, dacă bine mi-aduc aminte, medaliile cu tematică medicală. Da, a fost totul perfectat, inclusiv evaluare, am făcut-o împreună cu dumnealui, dar, din fericire, exact în perioada aceea, la muzeu nu stătea prea bine cu fondurile și a rămas stabilit așa să începem să luăm pe etape colecția, ceea ce s-a și realizat un pic mai târziu. Dar dumnealui, din timpul vieții, a făcut ofertă și a dorit ca toată colecția dumnealui să ajungă la muzeu. Mai ales că și se realizase acea expoziție pe care și-a dorit-o de multă vreme și chiar era fericit că noi l-am ajutat și l-am adus în fața publicului. Expoziția de la Baia Mare, după ce s-a deschis aici, a mers și la Satu Mare, fiind Săr Marian, și vreau să vă zic că și acolo a avut un ecou formidabil, așa cum a avut și aici, dacă ne aducem aminte cei care am fost, curtea a fost plină de medici, nu numai de medici, de cunoscuții ai dumnealui, de colecționari veniți și din alte părți, din Satu Mare și din alte localități din jur sau mai de departe. Același efect l-a avut și în Satu Mare, ceea ce pe noi ne-a bucurat foarte mult și cu atât mai mult am dorit să aducem această colecție în administrarea Muzeului de Istorie. Acum, știu, de exemplu, că a avut vizavite monedele, da, monedele romane, care sunt tot cu tematică medicală, prin a lui țineam foarte, foarte mult la ele. Așa umbla cu ele și le păstra, cum umblă colecționarii, de fapt, da? Dar consideră că sunt copiii lor și cu o deosebită grijă și a scris foarte mult. Acum spuneam, cum spunea și doamna Berdedu, că încă mai păstrează articolele de ziar în care dumnealui, în țară și în afară, scria despre colecția pe care o are. Deci s-a preocupat într-o mare măsură de mediatizarea ei, deși probabil că nu era nevoie, fiindcă era foarte cunoscută și cunoscută colecția. Dar le preocupa foarte mult acest lucru. Și mă gândesc dacă avem această posibilitate de a întregi, nu știu, printr-o formă oarecare, colecția și cu obiecte personale ale colecționarului, cu atât valoarea, acea plus valoare este mai mare pentru colecția respectivă. Știu că noi păstrăm, nu știu dacă e colecția Covaci, la ce dimensiune este. Deci, noi ne gândim peste timp, nu? Ani trec, timpul trece. Dacă ai și obiecte, domnul, și obiecte personale, ceva ce este legat de persoana celui colecționat din timpul vieții lui, cu atât colecția capătă o valoare mai mare, cât documentară, cât și valoare intrinsecă. Dar acum știu ce să vă mai spun, fiindcă domnul doctor a locuit aici aproape, pe strada Lărcătușului, una, două eram acolo, mergeam și cu Marius, făceam fotografii, mă uitam la piese cu Monica, deci n-am fost singura care a fost implicată în acest prim proiect de valorificare a colecției Șoșina Ghidela și ne-a făcut tuturor o deosebită plăcere de a lucra cu noi. Deci rămâne în amintirea noastră și noi, prin scris, ne transmitem mai departe generațiilor viitoare, pentru că merită. La finele anului 2011 am reușit să achiziționăm 2202 bunuri culturale mobile, din care
Vreo 800 sunt medalii, plachete română și străină pe tematică medicală, iar peste 1000 de bucăți sunt insigne române și străină pe tematică medicală. După cum s-a amintit, cea de-a doua expoziție de valorificare a colecției lui Șoșinot Bela a avut loc anul trecut, tot așa, să zic, în prag de sărbători de iarnă. Atunci am valorificat colecția de medalii și insigne românești pe tematică medicală. Și am făcut acest lucru pentru că am considerat că această colecție este una impresionantă ca număr și valoare și am dorit să o prezentăm etapizat publicului vizitator. Acum a venit și momentul medaliilor, plachetelor și insignelor străine pentru a fi aduse în fața vizitatorilor. Și dacă încerc să fac așa o prezentare a pieselor valorificate, în vitrina din partea dreaptă puteți vedea câteva plachete considerate și opere de artă în același timp, plachete care au fost realizate de un gravor renumit în acest domeniu al medalistic, este vorba de Egino Weinert. Totodată, în cea de-a doua vitrină centrală, puteți vedea medalii realizate din porțelan de Meissen și câteva plachete și medalii cu tematică medicală provenite din Ungaria. În spatele nostru, poate trebuia să încerc cu acest segment al expoziției, putem vedea un album cu fotografii, un album de colecție, care a fost realizat chiar de Șoșinot Bela, un album care reunește fotografii cu cele mai importante, cele mai reprezentative piese din colecția personală. Tot acolo mai poate fi vizualizată și o plachetă realizată de gravorul Törös Gábor. În partea stângă am făcut o selecție a celor mai importante, a celor mai valoroase plachete și medalii și am încercat să fac această selecție pornind și de la importanța pe care persoanele reprezentate pe avers sau pe reversul medaliilor au avut-o în domeniul medicinei. Așadar, am expus medalii cu inventatori, fondatori, titori, cei care practic au pus bazele unor subdomenii sau unor discipline sau specialități din spectrul larg al medicinei. De asemenea, am adus în atenția publicului și o parte din lucrările publicate de Șoșinot Bela. După cum s-a amintit, a fost un colaborator și chiar un titor în domeniul acesta al medalisticii, pentru că a publicat numeroase studii și articole în reviste de specialitate. A publicat și la revista Buletinul Numismatic Român, a publicat cu mai multe reviste medicale, chiar și cu Maramureșul Medical, pe care, să zic, revistă pe care o coordonează domnul dr. Felix Marian, Bârladul Medical, dacă mi-am adus aminte, dar și alte reviste și publicații pe tematică medicală care au apărut în Ungaria sau în Germania. A participat la numeroase sesiuni științifice în acest domeniu, a avut relații de colaborare cu numeroși colecționari și rodul acestor activități se poate vedea în momentul de față de expoziția noastră. Închei spunând că la fel de importante sunt și insignele pe care Șoșinot Bela le-a adunat de-a lungul vieții sale. Se pot vedea doar o mică selecție, deci din cele peste 1000 de insigne, noi am reușit să expunem aproximativ 300 de bucăți. Expunerea se încheie cu mașina de scris, pe care ne-a pus-o la dispoziție doamna Barbe Dozita și mulțumesc pe această cale. Mașina de scris la care colecționarul obișnuia să scrie materialele pe marginea, să zic, copilului pe care l-a crescut această colecție de medalii și insigne medicale. După cum spunea domnul director Violer Rusu,
Există și altă formă de valorificare a colecției. În viitorul apropiat sau mediu, vom încerca să de ce nu chiar să publicăm un catalog sau să, mă rog, această colecție să fie cuprinsă și în diferite forme de valorificare editorială.